Salutare tuturor, eu sunt Alin și bine v-am regăsit la un nou clip de Gita Ninja Online. E bine, astăzi avem un challenge de făcut, suntem cu foarte mulți băieți și ne-am gândit să facem ceva mai special. E bine, ne-am gândit să facem un fel de concurs de tuning, dar nu așa clasic cum făceam noi altă dată. E bine, am schimbat puțin strategia în sensul că fiecare are câte o poziție pe hartă. De exemplu, eu mă duc în față, George se duce în spatele meu, Gita se duce în stânga mea, undeva mai încolo este și Breaker, o să mergem imediat să-l vedem. Și fiecare merge pe sensul său și a treia mașină pe care o găsește, pac, o prinde și pac, o bagă în garaj, să o tuneze în garajul de la tuning, de la Reșprei mă refer. Și apoi facem un concurs cu mașina pe care el a găsit-o, zilin care are mașina cea mai frumoasă și voi sunteți juriu, deci voi trebuie să votați. Hai să arăt și poziția lui Breaker. Deci aici este Gizek, acolo este George. Breaker este un pic mai în față. Hai, imediat mergem și la el. Și imediat o să ajungă și la mine. Și la Niță. Uite, deci Breaker stă aici, merge cu fața încolo. Și Niza este un pic mai la stânga, hai să vă arăt poziția. Deci fiecare are un drum opus față de ale noastre. Deci nu merge nimeni, nu merge nimeni în același sens, ca să înțelegeți asta. Și eu spun că este destul de interesant, adică nu știu. Asta n-am mai făcut-o până acum pe GTA. Hai să-l arăt și pe Niza. Niza se duce în partea aia, îl vedeți pe hartă. Eu sunt în parcare. Uite la aici. Deci Niza merge drept în față și a treia mașină pe care o găsește o ia și o tunează. Hai să ne luăm fiecare pozițiile, să mă pun și eu pe poziția mea și să începem. Imediat vă spun eu când dăm startul. A cincea mașinuță, da? A treia. Bun. 3, 2, 1 și hai. Deci okay, a treia mașină pe care o găsesc pe sensul ăsta, nu pe sensul opus. Una. Pe sensul meu, ok. Da, hai să vedem. Uite, una este în față, o să o depășesc, deci asta nu o voi lua. Dacă vreți să vedeți și voi filmările celor care sunt cu mine în confă. Am găsit și eu acum una. Uite, a doua. A doua. Și a treia pe care o găsesc, o să o iau și o să o tunez. Uite, asta este a doua. Asta este a treia mașină. A doua, mașină. Care am văzut acum. Ok, eu trebuie să tunez mașina asta. Și a treia am văzut-o acum în față. Am găsit-o pe a treia. Mie mi-a căzut destul de decent. Mie nu. Deloc chiar. Hai să vedem unde este Reșpreiul pe aici, că nu mai știu. Uite-l mă, George. Unde e Reșpreiul pe aici, că nu mai știu. Reșpreiul e... Cred că asta pot să dau să vă obsesc. Stai așa, că nu mai știu unde, unde era Reșpreiul. Mi-a căzut bine. A, uite, e tu mai... Mergem la Reșpreiul... Băieți, mergem la Reșpreiul ăla de la... George. Mergem la Reșpreiul ăla de pe Ciliad. În spatele Ciliadului. Ok. Hai. Și trebuie să vii cu o dată spate până acolo, că Niță are glume. Bă, nu știu, mie mi-a picat mașina destul de decentă. Adică nu, nu știu. Nu, dar Niță are glume și da. Nu știu ce pot una la asta, dar hai să vedem. Sper să o pot băga la tuning, adică... Sper să... la Ciliad? Da, vin după mine, Niță. Stai că pun minimap. Ia, uite. Intrăm toți în același timp la Reșprei, ca să nu avem avantaj. Și voi votați care mașina este cea mai bine la tuning. Nu votați calitatea mașinii, adică cât de frumoasă e mașina, ci modul de tuning, da? Adică poate mașina mea e mai frumoasă seamănă cu un BMW de la vechi, cred, nu știu. Al meu e un Mercedes de la vechi. Și poate v-ați întrebat, poate v-ați întrebat de ce am mers în deșert, pentru că în deșert toate mașinile pe care le găsim le putem tuna, adică nu sunt mașini sport, dacă am fi mers în oraș, acolo am fi găsit și mașini care nu le-am fi putut tuna, pentru că trebuia să le cumpărăm și voi chestia aia de la Rockstar, da. La joc. Și asta Breaker are o mașină chiar luxoasă. Wow. E ceva. Ok, se pare că eu o să vă aștept acolo la... Eu o să-i aștept pe micuți la Reșprei acolo. Oh, după mine o să ai. Mai cu cauciucul în spate. E, eventual o să pun pauză și revin când ajung și da, hai să nu facem drumul către Reșprei. Da, că ajungem repede. Bă, și eu se duce destul de bine mașina asta. Mașina mea chiar este super ok, adică cred că am avut cel mai mare noroc la a treia mașină. Eu și eu am avut noroc mare, deci chiar... Bula, Gizek cu tractorul ăla lui. Gizek, ai un tractor? Ce mă, vezi că tractorul meu te întrece. Și am ratat Sparta. Ați văzut mașina mea atunci. Ia să mai. Eu mă bag la Reșprei doar să văd dacă o pot una și apoi ies. Sper să-mi spună că da. Da, dacă s-a deschis, dacă s-a deschis înseamnă că pot. Hai că vă aștept în parcare aici, micuților. Acum ajungem și noi. Da. A, uite, ajung și băieții. Imediat îl ajung pe George. Hai, te gâdăm. Uite ce am eu. Ia uite, stai așa, nu intrați să vedem toată lumea ce mașină are. Da, să vedem ce mașină cu tot. Deci, Gizek are ceva, nu știu, 4x4 și Breaker la fel. Aveți aceeași mașină? Ba, nu e aceeași. Nu e aceeași mașină, dar uite, a lui Gizek e mai lungă.
Dar nu intrați, nu intrați, să vină și ceilalți. Și cu cele spate și ce nu mai ajungi. Să vedem dacă se deschide asta, să... Se deschide, se deschide, se deschide. Păi ce ți-a spart? Nu știu. Hai să văd la mine. S-a deschid, da. Ok, așa țință bună. Hai să vedem și pe George și mașinare. Ia uite, mă, ce mașină aici. Vai, ce șmechere. Și ia să vin și Nisă, Nisă, să vedem și mașinare și el. Deci acum le vând una să vedem. Ia, ia, tare frumos. Avem un volan de mașină, Link. Da. Wow, 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 fuge, trage. Fac și eu cochiu. Și bineînțeles, băieți, dacă vrei să apară cât mai mult, cât mai multe episoade, ia uite-l pe Nisă. Cât mai multe episoade din acest joc GTA 5, apăsați pe butonul de like, sunt nici noi cât mai multe. Dacă vă să încerc să 3000 de like-uri, vom... Hai bă, intrați pe rând, bun, hai să-i punem armură. Îi punem frâne. Bun. Era să o vând. Deci hai să vedem cum o să iasă această mașină. Îi punem motor aici. Bun. Horn, hai să vedem ce horn îi punem. Îi pun de ăsta de tank sau să-i pun musical? Mi am pus de tank. Eu îi pun de tank. Tudu. Eu îi pun de tank. Îi pun de tank. Caraj din greșeală. Ok, îi pun sunoane, neoane, îi pun normal. Correct. Front, back and sides, bun color. Lasă-l și nu știu cum o să fac. Bun. Nu prea pot să fac foarte multe dacă observați. Deci e nasol. Voi puteți să-i tunați multe? Nu. Nu știu. Hai să-i pun o dată yellow. Pe mine mă lasă să o bag înăuntru. Ce spune? Că deja e modificată. Păi a intrat din ea ori în ea, cred, și de-aia. Păi și m-am scos din ea. Va. Păi fii atent, bușește-o puțin. Ok. Da. Hai să-i... Ia să-i... Willis, pot să-i pun? De curiozitate. Bun, nu pot să-i schimb roțile? Serios. Păi că-i spun suspensii. Mamă, eu nu prea pot să-i fac prea multe la mașina asta, adică culoarea și să o fac mai puternică, atât am putut. Turbo, nu pot. Turino Red, hai să găsim un model de șmecher de tunat. A, roțile pot să îi le schimb. Eu nu pot, ia stai, bag un grafit. A, dar n-am secondary color, ce să bag? Aoleu, avem niște idei. Ce alegem aici? Vai, n-avem prea multe opțiuni la tuningul ăsta, din păcate. E, asta e, s-a fost ghinionul nostru. Corect. Mașina arată bine însă, dar nu putem să modificăm foarte multe. Așa. Nu știu ce culoare, o să-i băgăm oare un bronz ăsta? Sau ia stai, avem metale? Nu, avem... ăsta îmi place. Pearlescent. Am făcut o greșeală. Ai făcut o greșeală? Am luat mașina foc. Am luat mașina foc? Felicitări. Vai, Nisă. Du-te și ia una de pe stradă la fel. Ok, iau a treia mașină de pe stradă eu. Roșie. Oare s-o fac cromată? Mă rog, acum se vede neagră, dar la lumină... Atomic. Classic. Nu, fiți atenți ce fac, deci am o idee. Merg la metallic. O să fac cel mai șmecher tuning de culoare. Wow, 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 eu n-am treabă cu GTA-ul 5-ul. A treia mașină de pe autostradă. Hai să vedem care vine. Aveam aici. Nu știu ce să iau aici, deci. Bă, eu cred că iau o mașină de poliție. Da? Deci, mare lucru nu pot să-i fac la mașina asta. Na. Nu-mi place bronzul ăsta, ok, metallic. Două, gata, am luat și eu a treia mașină, băieții. A treia mașină, iar? Ce ți-a picat? Mamă, un Bentley. Pua, ce știe Nisă mașină în GTA. Da, mă, știe perfect. Nu, și să-i bag așa și să-i băgăm o tentă și... de asta, mă rog, nu de asta. Acum văd și eu ce-i fac. Asta chiar implică o problemă foarte dificilă, pentru că n-avem multe opțiuni. Urăsc. Ce mai culoarele, să schimb culoare. Da. Da, deci culoarea, cum să schimbi altceva, nu prea aici. Păi exact, astea sunt mașinile care le putem tuna oricum. Gen, altfel ar trebui să cumpărăm sau ceva genul. Eu spun că a fost destul interesant, ne putea pica cine știe o căruță sau un tractor. Să bag un verde ăsta, eu cred că bag un verde ăsta, dar stai să mă uit la toate culorile. Să-i bag un yellow de ăsta, să fie mai special așa. Sau un... yellow sau race yellow, nu. Gata, știu ce mi-a trecut prin cap. Ce să fac eu, mă, lasă. Mamă, ce șmecher arată așa. Finuț. Neon. Culorile. Mamă, cred că o fac așa, hot pink o fac. Mamă, eu fac hot pink, nu știu de voi. Ce mă uitam acum la hot pink? O să fie mai special. Da, eu încă am terminat, că mai mult n-avea ce să fac. Bag... uite, vai de cap, pot schimb roțile, suspensii. Da, mă, că eu n-am văzut bine. Wow, eu n-am văzut bine, frate. Da, se pun de aia, pum și... N-am văzut bine, băieți, oh my god, ce rău-mi pare. Mă miram eu așa puține opțiuni să am eu, mă, băiatule. Dar așa că vreau să mă duc întâi la light, să-i pun neon, color. Îi pun... ce schimb din nou culoarea? Hot pink, iau, dar ce șmecher arată.
Bun. Vede asta că l-aveam acum aici. Și acum merg la wheels, la wheels type și băgăm sport. Iau ceva random pentru că vreau să-i schimb culoarea și să văd eu cum să fac după. Wheels color. Hai să pot să pun ceva roz, nu cred că pot, însă. Păi, uite, o să-i pun hot pink-urile astea. Bun. Și hai, acum vedem tipul roz. Ia, mă, ia să vedem așa. Ia să vedem, ne punem așa într-o parte. Și acum vedem cum facem roțile. Ce. Bă, sincer să fiu, este o mașină super awesome asta, îmi place super mult cum am făcut-o. Mă speriasem așa, îmi părea rău că n-aveam prea multe lucruri de terminat, însă vedeți că acum avem foarte multe opțiuni. Ai, shit. Vă așteptă aici afară, în parcare. Da, ce tu ai terminat-o? Da, stai că am uitat să-i pun neoanele. Ce model să-i pun la roți? Ce model să-i pun la roți? Bă, băieți au și toți și ăstea, eu pal mai să-i pun... Cred că-i pun S-Race ăsta, hai să vedem, reținem modelul. Ia, mă, să vedem și noi. Sau să-i punem niște Endo V2. No, hai să-i punem S-Race-urile alea. Așa, Racer, mă rog. Mergem la Color and Full Styles. Styles Design, îi punem de-asta de Sport. Îi punem Bulletproof, evident. Și Tire Smoke, îi punem tot pink. Ca să fie burnout. Mamă, cât de scump este astea. Bun, window o facem ca la mafiot, să fie limo. Gata. Și am cam terminat, hai să ieșim afară. Aproape termin și eu. Va, uitați-vă și mecheră e. Deci dacă vă uitați dintr-o parte. Iată să ies eu afară din mașină. Stați așa, deschidem ușile. Uite ce breaker, ia uite breaker, ce frâne, ce... All. Schemă. Gata, hai că am ieșit și eu. Da, nu, și eu. De ce nu poți să-i schid ușile? Pentru că nu e a ta, mă, n-am cumpărat-o. Nu e tracker de la. Da, nu i-am pus. Wow, cum i-a luat link? Da, așa că oricum n-ar pretentez interiorul. Mamă, cum e a mea. Ia să vedeți, asta este a lui George. Asta e a lui Breaker. Ia, Nițu, ce ai tu acolo? Un Bentley. Ia, vino mai în față un pic. E cu roșu sau mi se pare mie? Da, roșu și verde. Roșu și verde și G-Sex ce are? Ia, e un roșu de la închis. Mhm. Și al meu. Ce e ăla, mă? Drick? Drick? Da, adevărat. Ia stați așa, sunt curios de treabă. Ia stați așa. Verifică în care bagă cea mai mare viteză? Nu, stați așa. Da, fac nici asta, dar vreau să... Oare remut? Băi, scaunele, băi, și-am pus motorul al cincilea motor. A, nu pot să fac asta, dar ia stați așa un pic. La ce armă aveam eu lanternă? Ce? What the fuck? Nu, m-am băgat în mașina ta. Stai așa. Lasă-mă să ies afară. Bă, mi-ai bușit-o? Nu. Pe ce apăsam lanterna? Ah, ok, pe. Pe ce ai făcut? Uitați-vă la mașină, vedeți? Dintr-o parte se vede la lumină, se vede mai roz. Da, ai pus ăla pe descent. Mhm. Vedeți? Stai că mă duc să repar. Hai să facem o cursă, băieții. Hai că o să repar, că în mine e intrat. Hai că o să cam ne faci, hai că pe mine unul. Că n-ai avarii, ce e puțin. Stai așa, Ana. Hai, Gizek. Avem și neoanele astea. Mergi că e cald ăla de aici, că mașina de aici. Dreapta sau stânga? Până unde facem cursa? Mergem pe autostradă și de acolo începem, mă. Sau nu, că stai că stai pe autostradă. Aici. Mergem în dreapta, în stânga, așa. Până hai că unde? Dacă așa vă dau eu invite la cursă. Păi nu putem pune cu mașina. Nu, ba da, se poate. Păi eu nu am cumpărat-o. Nu mă calmează-te, că da? Bine, hai. Da, bine, dă-ne invite-o. Dar sigura mașina asta, da? Da, mă. Poate n-avem mașinuța asta pe. Da, v-am dat invite pe. Unde? Pe telefon? Ia să vedem. Da, veniți mă în spate. Gata, cred că... Gata? Veniți mai în spate, la linie. La linie cu mine, hai. E bine așa? Da, hai. Gata? 3, 2... Nu, mă, că dau eu start. Ok. Alo. Și-am pornit, hai să vedem care a început primul. Mamă, ce Bentley. Nu știu ce-i mai ales, Gizic. Uite, mă, ce asta avea să refunesc. Ia să vedeți cum iau eu pe ăștia. Mamă, de la unii cu sau ce? Tokyo Hotel, sister. Eu am doar al doilea motor. Gizek, ce facem, tati? Mai eu cu breaker am dat de jeep-uri de astea mari. Da. Băi, și eu am așa de teren, auzi, vă uitați. Opa, te fac un accident, naiba. Hai, link, fac accident. Gizek, ce facem? Cine e spatele meu? George e spatele meu. Sa, foarte tare. Îmi place cum ai ieșit. Iau. Așteaptă-mă să trecem pe dat. S-a dus Nițache. Niță, Nisă Mocanu. Da, am trecut eu acum. Vai de capul meu. Mă,
Da, păi n-ai antrenat acolo și am. Ia și pe locul 2, aia. Mamă, uitați-vă cât de mult se strică mașina asta. Mamă, ce-a fost un tunel. Ia, te-am încărcat pe cadavru, Niță. Nu, care? Am auzit? Ce faci, mă, George, mă? No, m-am urât. M-am urât șarpele. Șarpe! Oh my god, tata ținea cu RPG-ul în mine. De capul meu. Dacă mergeam cu RPG-ul, știi ce făceam în tunel? A. Ravagie. Ok, băieți, aici... Ce-a dat, fake! Stați ca să vin și eu. Hai să facem un outro frumos, băieții. Ok, stați. Toți unul lângă altul cu mașina. Păi ce, că mașina mea a băbuit, ce mașină unul lângă altul cu mașina? Da. Sau top. Wow, ești nebun, breakere. Hai, veniți aici lângă mine. Haide, acum, hai. acum. Hai că am decât 200 de poliție, haide. Nu trage. Nu trag, mă. Ce mai zile, poliție să găsi capetul. Vreau doar să am zoom, știi ce zic? Bă, bune, nu trag. Trage și pe mă, Gise, că așteaptă-mă. Trebuie poliția, trebuie șară poliția, vei căde. Dai-mă pe loc. Ce, mă? Da, da, mă. Deci fiți atenți. Unde e Nițe, frate? Acum venim. Gata, mai poliție, vei că. Gata, hai. Ia să vedeți. Stai. Stai, că scuze, să vin și eu. Și-am luat insurgentul ăștia, frate. E explodat. Păi da, că am dat un insurgent. Insurgentul nu explodează, what the fuck, normal. Da, explodează la nu știu. La multe rachete, dar nu la una. Ok, băieți, cam ăsta a fost și episodul de azi. Sper că v-a plăcut și dacă mai vreți să continuăm cu astfel de clipuri. Oh my god, ce face Gizek, că ne-ai simțit Gizek ăsta. Bă, ce trecă pe lângă aia. Apătați voi butonul like și o să mai facem challenge-uri. De asemenea, așteptăm și părerile voastre în comentarii, să spuneți și ce alte challenge-uri mai vreți să facem. Eu mulțumesc de vizionare și vă salut pe toți. Ciao.